Lăudat și binecuvântat să fie Domnul, astăzi din nou pentru voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. În lecțiunea aceasta, sub titlul Voia Domnului în funcție de voia noastră, vom observa din Scripturi în ce măsură Dumnezeu se lasă înduplecat de noi, în a ține cont de ceea ce noi dorim. Putem să observăm că voia omului, înaintea Domnului, poate să fie bună sau poate să fie rea. Și Dumnezeu poate să permită în anumite limite să se împlinească ceea ce noi voim. De exemplu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, capitolul 56, este scris: oriunde intra El, Domnul Iisus Hristos, în sate, în cetă sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și rugau să le dea voie doar să se atingă de poale hainei Lui, și toți cât se atingeau de El erau tămăduiți. Iată că Domnul a permis ceea ce ei voiau și a fost un rezultat bun. Dar în aceeași Evanghelie după Marcu, la capitolul 10, scrie referitor la o îngăduință din legea lui Moise, versetul 4, care a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. A dat voie că oamenii voiau așa, bărbații. Dar asta nu înseamnă că rezultatul a fost bun, chiar dacă Dumnezeu a permis aceasta, în anumite limite și pentru vremea aceea. Voi spune încă din introducere că deși Dumnezeu are dreptul și posibilitatea să facă ce vrea, voia Lui este adesea determinată de felul în care ființele create împlinesc voia Lui. Voi oferi un citat din Isaia și apoi vom intra pe larg în dezbaterea aceasta. Isaia, capitolul 1, versetele 16 la 20. Spălați-vă, deși curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Deci stop păcatului. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptate, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Start binelui, neprihănirii. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Și acum atenție, deveți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării, deci dacă faceți ceea ce este bine, vă voi fi favorabil. Dar dacă nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Domnul urma să le fie nefavorabil, că avea autoritatea asta, ba mai mult, îi înștiințase de urmările faptelor lor. Vom împărți lecția aceasta în două părți. Prima, voia Domnului pentru cei ce nu fac voia Domnului, și a doua, voia Domnului pentru cei ce fac voia Domnului. Urmând ca după aceste două părți să avem câteva aplicații. În primul rând, voia Domnului pentru cei ce nu fac voia Domnului. Din Scripturi înțelegem că Dumnezeu decide din oficiu, în baza legilor sale sfinte, pedeapsa pentru păcat, pentru neascultare de voia Lui. Atât pentru cei din poporul Domnului, cât și pentru cei din lumea de afară. Ba mai mult, Domnul este atât de drept încât pedepsește în funcție de cunoștința fiecăruia. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, versetele 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Întâi să observăm cum pedepsește Domnul pe cei din poporul lui care se abat de la voia lui. Exod capitolul 4, versetul 24, ne prezintă
un scurt episod din drumul lui Moise trimis în Egipt pentru eliberarea poporului. Citesc. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Cum? După ce l-a păzit când era mic, după ce l-a pregătit 80 de ani, de ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Scrie în versetul următor că nu își tăiase copiii împrejur. Și Dumnezeu nu putea trece cu vederea așa ceva. Luăm și un caz mai grav, cartea 1 Samuel, capitolul 2, unde este scris despre fiii lui Eli, care deși erau preoți ai Domnului, că preoții atunci se moștenea, ei nu cunoșteau pe Domnul. Scrie în versetul 12 că erau oameni răi. Le descrie felul de purtare prin care încălcau grav slujba preoției și scrie în versetul 17, tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Păcatele din slujire sunt imputabile pentru slujitor, evident, mai mult decât păcatele altor oameni din viața lor cotidiană. Este exact cum am citit în Luca 12, că celui ce a primit mult îi se va cere mai mult. Tot aici citim în versetele 24 și 25, sunt cuvintele tatălui lor Eli: nu copii, ce au spunând despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare datorită vinovăției lor care s-a perpetuat. De aceea citim și în capitolul 3, când Dumnezeu și-a rostit pedeapsa prin Samuel, că era definitivă. Versetul 11. Iată, voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui, voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care viii lui s-au făcut vrednic să fie lepădat fără că el să fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. Ce sentință grea! La care Eli a privit pasiv ca până atunci. Scrie în versetul 18 că a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede. Citesc și din Ieremia, capitolul 42, tot despre pedepse rostite pentru cei din poporul Domnului, care și ei, în mod deliberat, nu au vrut să asculte, deși Domnul le-a vorbit. Începând cu versetul 7, este scris mesajul care a fost în partea Domnului prin Ieremia, și apoi de la versetul 17 doar citez despre pedeapsa ce urma să aibă loc pentru neascultarea lor. Toți cei ce vor îndrepta fața să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo vor muri de sabie, de foamete sau de ciumă. Niciunul nu va rămânea și nu va scăpa din norocirile pe care le voi aduce peste ei. Iată cum Dumnezeu a rostit și urma să se împlinească. Pentru că există principiul menționat în Romani, capitolul 2, versetul 9. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Și iată ordinea. Întâi peste iudeu, deci întâi se judecă Dumnezeu și într-un mod aparte cu cei din poporul său, apoi cu ceilalți, apoi peste grec. Pedepsele lui Dumnezeu pentru lumea de afară pot fi văzute în judecățile Domnului pentru egipteni, cu ocazia eliberării poporului Israel. Cele 10 plăgi
cu care Dumnezeu i-a amenințat și pe care el le-a pus în execuție, sunt foarte clare. Cartea Apocalipsa, la rândul ei, în mod deosebit capitolul 16 cu urgiile, va fi o dovadă a pedepselor Domnului care așteaptă pe toți cei vinovați. Nu voi insista asupra acestor aspecte, sunt arhicunoscute pentru cei ce citesc Scriptura. Doar o mențiune mai fac aici în ce privește voia Domnului pentru cei ce nu fac voia Domnului. Nu întotdeauna comportamentul vinovat atrage imediat pedeapsa divină. Totul depinde de planurile Domnului. Pedeapsa poate să fie amânată, dar niciodată nu se prescrie. Astfel, pentru cei din poporul Domnului, citim în cartea prorocului Isaia, la capitolul 48. De la versetul 1. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care portați numele lui Israel și voi care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire, căci ei își trag numele de la cetatea sfântă și se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, cărui nume este Domnul oștirilor. Dar tot aici scrie, de la versetul 9, din pricina numele meu sunt îndelung răbdător, adică încă nu pedepsea. Pentru slava mea mă opresc față de tine ca să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint, te-am lămurit în cuptorul orjiei. Din dragoste pentru mine, în dragoste pentru mine vreau să lucrez. Cum ar putea fi golit numele meu, nu voi da altuia slava mea. Și sunt exemple cum ar fi ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Roboam al doilea în Israel. A fost un împărat rău. De altfel, în Israel, în regatul de nord, n-a fost niciun împărat evlavios. Doar așa, într-o oarecare măsură, Iehu, dar Dumnezeu s-a hotărât să izbăvească încă pe evrei pentru numele său în perioada acelui rege din dinastia lui Iehu. Așa se explică și ce scrie în Matei capitolul 7, că unii se vor lăuda că Domnul i-a folosit în anumite lucrări. Da, Domnul a dat izbândă și la Saul, care era încă lepădat. A dat biruință și lui Ahab, care era un apostat, pentru că Domnul avea anumite planuri. Dar tuturor acestora, la vremea rânduită de Dumnezeu, le-a venit pedeapsa. Așa cum este scris în cartea prorocului Osea, în capitolul 10, versetul 10, îi voi pedepsi când voi vrea. Și cum scrie foarte punctual apostolul Pavel în Romani, la capitolul 2, citesc de la versetul 3, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu? Pentru că adesea cei din poporul Domnului condamnă păcatul altora, dar dacă îl comit și ei, e întrebarea, vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinții și îndelungile rădări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adună o coboară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți al lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui. Deci, păcatul nu se prescrie, ci doar se îngroașă dosarul. Și toate la vremea potrivită își vor atinge ținta asupra celui vinovat. Faptele lui, mai exact păcatele, se vor întoarce asupra capului lui. Să trecem la partea a doua. Voia Domnului pentru cei ce fac voia Domnului. De fapt, scopul acestei lecții, în prim plan, este de a dovedi că Dumnezeu ține cont de cei ce țin și El, ei cont de El. Voia Domnului este favorabilă celor ce sunt credincioși legământului și legilor sale sfinte. Ei sunt răsplătiți după faptele lor. Domnul le este binevoitor. Le poate oferi șansa împlinirii dorințelor lor. Să citim din Iosua, capitolul 14, unde este scris despre Caleb, de la versetul 8. Caleb s-a apropiat
de Iosua și i-a zis: știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine la Cades Barnea? Versetul 8. Frații mei care se sfârșesc împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. În ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, când toți ceilalți, o generație de oameni s-a stins pe drumul pustiei, el a rămas. Și nu numai că a rămas în viață, a ajuns să moștenească ceea ce Dumnezeu i-a promis. Deci Dumnezeu i-a fost favorabil. În deama de neaur pe Iehu, despre care citim în Cartea a doua Împăraților, capitolul 10, că în parte, citesc versetul 30, Domnul a zis lui Iehu: pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea, deci în parte, și ai făcut casele lui Ahab tot ce este după voia mea, fiii tăi până al patrulea neam vor ședea pe scaun de domnie al lui Israel. Da, a fost cea mai lungă dinastie. Totuși, sfârșitul lui Iehu, continuarea vieții lui și la un moment dat și binecuvântările pentru urmași s-au oprit, pentru că el n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului Israel și nu s-a bătut de la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Să citim și despre Solomon, care cel puțin în prima parte a vieții lui a fost credincios Domnului și a avut o cerere care a fost după voia Domnului și Domnul a ținut cont de cererea lui, scrie în un împărat la capitolul 3. De la versetul 5, Domnul s-a arătat în visul lui Solomon noaptea și Dumnezeu a zis: cere ce vrei să-ți dau. Deci iată că Dumnezeu poate să ține cont de dorințele de voia noastră. Și Dumnezeu i-a dat încă în plus. Fiindcă scrie de la versetul 10, cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașului, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va sula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și apoi mai spune ceva condiționat: și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Se pare că această mențiune suplimentară nu s-a mai adeverit, pentru că spre bătrânețe, așa cum știți, Solomon, sub influența femeilor, a păcătuit înaintea Domnului. Am putea să-l menționăm aici și pe regele Ezechia, de-a cărui rugăciune Domnul a ținut cont, deși se rostise prin profetul Isaia. A revenit imediat Domnul și a lungit zilele. Banca i-a dat și harul să aleagă semnul cum vrea el, cu umbra treptelor pe cadranul lui Ahaz. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Ioan, din capitolul 15, versetul 7, ca și un principiu: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Minunată promisiune. Apoi menționez tot aici că sfinții sunt ajutați la vreme de nevoie, spre deosebire de cei ce păcătuiesc în mod deliberat. Chiar dacă uneori ajutorul Domnului poate întârzie, trebuie așteptat. Tot ca și referințe de principiu, citesc din Cartea Psalmelor, în Psalmul 50, versetul 15, era numit numărul de telefon, apelul de urgență, 50-15, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Făgăduințe care se regăsește și în Psalmul 51, tot la versetul 15, când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi zbăvi și îl voi proslăvi. Știți cum a fost salvat Lot din Sodoma? Înainte ca cetatea să fie nimicit.
Așa cum scrie și în a doua Petru, capitolul 2, că Domnul știe să izbăvească din încercare pe cei neprihăniți și să pedepsească pe cei răi, cum s-a întâmplat acolo în Sodoma și în cetățile învecinate. Se mai impune aici o mențiune. În bunătatea Domnului, El poate să fie favorabil și celor ce sufăr. Chiar dacă poate până atunci starea lor n-a fost într-o totul una de neprihănire, dar dacă se smeresc înaintea Domnului și cer ajutorul Lui cu credință, Dumnezeu poate să le fie favorabil. Menționez aici cazul femeii cananence din Matei, capitolul 15, un caz interesant. Domnul refuză inițial să se îndure de cauza ei, pentru că el a venit întâi la oile pierdute ale casei lui Israel și ea nu era din poporul Domnului. Ea insistă și Domnul din nou se justifică. Versetul 26. Nu este bine să iei pâinea copilului sau arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cade la masă stăpânilor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Și apare un cuvânt de care e bine să știe cei ce sunt în necaz, în a apela cu credință la Domnul. Facă-ți-se cum voiește. Mă întreb aici, a ținut Domnul cont de voia ei? Și răspunsul este foarte clar, da. Și rezultatul, fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Aș putea aminti aici și cazul slăbănogului din Ioan, capitolul 5, despre care putem înțelege în mod indirect că nu neapărat a fost neprihănit, nici cel mai mare păcătos, dar a dorit, scrie aici în versetul 6, că l-a întrebat Domnul, vrei să te faci sănătos? Deci a ținut cont de voința lui. Domnul l-a vindecat, dar face următoarea precizare, notată în versetul 14. Iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești. Deci din cuvintele astea înțeleg că a fost păcat și înainte. Ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci Domnul în bunătatea Lui poate să aibă milă, cum scrie în Psalmul 34, nu doar de cei neprihăniți, și de cei ce sufăr. Scrie aici, Psalmul 34, versetul 6, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. După cum scrie și în versetul 19, pentru cei ce sunt credincioși, de multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Mulțumim Domnului pentru bunătatea sa. Deci iată așadar că pe cei răi, Domnul nu-i ascultă, așa cum știa bine și orbul vindecat din Ioan, capitolul 9, pe păcătoși. Dimpotrivă, îi pedepsește la vremea stabilită de el. Dar pe cei ce se silesc să fie credincioși, Dumnezeu îi ajută, ține cont de dorințele lor. De aceea să ne binecuvântăm, frații, cu Psalmul 20, să-ți asculte Domnul dorințele tale, atunci când își aduce aminte de ardele tale de tot. Și am putea spune că există și anexa aceasta, când cineva n-a fost credincios, n-a fost neprihănit, dar dorește, se smerește, așa ca regele Manase, că și în asemenea situații Domnul poate să țină cont de voia omului în marea sa bunătate. Dar aceste principii le vom înțelege, cred, mai bine plecându-ne
asupra paginilor Bibliei la partea de aplicații a acestei lecții. Am notat 4 aplicații. Prima. Dumnezeu așteaptă împlinirea voii Lui de către om înainte de a-și impune voia Lui. El acționează în funcție de atitudinea omului. Aici putem să avem ca exemplu cazul sau întreaga istorie descrisă în cartea Iona. Domnul a acționat în funcție de atitudinea lui Iona în capitolul 1. N-a vrut să asculte, a venit pedeapsa. Când s-a rugat cu smerenie în pântecele peștelui, Domnul din nou a ținut cont de dorința lui, el a făcut promisiuni și l-a eliberat. Drept dovadă că el în capitolul 3 e hotărât să asculte și merge la Ninive. Cazul ninivenilor, o mulțime de oameni, este foarte concludent. Eu cred că mesajul prin Iona s-ar fi împlinit în tocmai și la timp. Adică după 40 de zile cetatea ar fi fost nimicită. Dar, spune Scriptura în Iona, capitolul 3, versetul 5, oamenii au crezut în Dumnezeu și potrivit spuselor Domnului din Matei 12, s-au pocăit. N-au fost numai rugăciuni și post și nu știm câte zile. Dar dacă au postit toate cele 40 de zile, nu știu. Dar e scris, versetul 10, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area, atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărâse să le facă și nu l-a făcut. Deci iată cum Dumnezeu le-a dat timp, cum scrie și în Apocalipsa 2, pentru cineva din biserica din Tiatira, i-am dat vreme să se pocăiască. Și dacă omul se pocăiește în vremea aceea, poate beneficia de favoarea Domnului. De aceea lecția este voia Domnului în funcție de voia noastră. Există un citat interesant și în cartea prorocului Isaia, în capitolul 22, citesc de la versetul 11. Faceți o cămară între cele două ziduri, între apele iazului celui vechi, dar nu vă uitați spre cel ce a avut aceste lucruri. Nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit? Și totuși, Domnul Dumnezeu roștilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul, să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie, se junghe boi, se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin. Să mâncăm, să beam, că pâine vom muri. Domnul oștilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul Dumnezeu oștilor. Deci Dumnezeu aștepta cu pedeapsa la ușă, dar ei au continuat cu păcătuirea și chefuirea. Și evident că pedeapsa a venit. Așa cum am citat adineaori din Romani, capitolul 2, că Dumnezeu are îndelungă răbdare, are îngăduință, are bunătate. Și tot se adună piese la dosar, dar într-o zi intră pe rol și se stabilește ziua de ședință și sentința. Dumnezeu însă așteaptă și dacă atitudinea este una de penitență adevărată, Dumnezeu este binevoitor. Dacă nu, rămâne pe rol sentința aceea din oficiu pentru păcat. O a doua aplicație. Mișlocirile pot influența, evident, în bine, voia Domnului. Aici amintesc mișlocirile lui Moise, care alături de Samuel au fost cei mai mari mișlocitori. Numai Domnul Iisus Hristos este menționat în Scripturi ca marele și unicul mișlocitor la rangul lui.
Scrie în cartea Exod, la capitolul 32, de la versetul 11. Moise a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: pentru ce se aprinde, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? A dus motivație în mijlocire. Pentru ce se zic egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce din înălțimea mâniei tale și lasă de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram și de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus urându-te pe tine însuți: voi mulți sămânța voastră ca stele cerului și voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei vor stăpâni în veac. Și rezultatul mijlocirii, și Domnul voia să-i pedepsească drastic, Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Deci iată, voia Domnului schimbată în funcție de mijlociri. Tot despre Moise scrie în Deuteronom, la capitolul 9, începând cu versetul 8, cum a mijlocit la Horeb: atât ați amânat mânia Domnului încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia, vorbim de voia Domnului, voia să vă nimicească. Scrie apoi de la versetul 13, Domnul mi-a zis: eu văd că poporul acesta este popor tare încăpățânat, lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta. Și Moise, cel cu lepădare de sine, n-a vrut să fie el strămoșul unui neam mare, ci a mijlocit pentru acest neam mare și Dumnezeu s-a îndurat. Scrie în versetul 18, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului ca mai înainte 40 de zile și 40 de nopți fără să mănânc și fără să beau apă din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăți, făcând ce este rău înaintea Domnului ca să-L mâniați. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care a cuprins Domnul împotriva voastră până acolo încât voia să vă nimicească, dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul de asemenea era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă și m-a rugat atunci și pentru el. Iată că Moise n-a zis vis-a-vis și de Aaron: dacă asta e voia Domnului ca să moară, nu mă interpun. Nu. Moise a mai intervenit și pentru el și a fost alături încă slujba Aaron multă vreme. De aceea să învățăm din aceste principii ale mijlocirii, care pot să influențeze voia Domnului. E drept că există o limită a posibilităților de mijlocire dincolo de care Dumnezeu nu mai poate fi înduplecat. Voi cita și asta din Scriptură. În a doua carte a Împăraților, capitolul 24, este scris despre vremea de final a împăraților lui Iuda, care după Iosia n-a mai fost niciunul evlavios, deși au fost copiii lui. 2 Împărați 24:2. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni, cete de moabi și cete de amoniți și le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-i nimicească, după cuvântul pe care spusese Domnul prin robii săi proroci. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care împlus Ierusalimul. De aceea lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. Deși în vremea acestor regi a trăit Ieremia, care a mijlocit și el, Dumnezeu a spus să nu mai intervină. Vă citesc spre dovedire câteva versete, sunt mai multe în această carte a lui Ieremia, în care Dumnezeu l-a oprit și i-a spus: nu mai accept mijlociri. Ieremia, capitolul 14, de la versetul 11. Și Domnul a zis: nu mijloci pentru poporul acesta, căci chiar dacă vor posti, tot nu le voi asculta rugăciune și chiar dacă vor aduce arde tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Și de asemenea, în capitolul 15, versetul 1 și 2,
Este scris, Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta, izgonește-l dinaintea mea, ducă-se și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să-l răspunzi, așa vorbește Domnul, la moarte, ce sortiți la moarte, la sabie, ce sortiți săbii și la foame, ce sortiți foamete, la robie, ce sortiți robiei. Ce vreme tristă! Asta se întâmplă după ce omul îl refuză în mod sistematic pe Dumnezeu și păcătuiește în mod deliberat. Așa cum s-a întâmplat cu Ierusalimul și în vremea Domnului Iisus, Domnul a plâns pentru cetate, pentru că n-au priceput vremea cercetării. Domnul, în mod repetat, a vrut să-i ocrotească, așa cum a zis că a vrut să-i strângă precum cloșca pui sub are. Degeaba. Ei n-au vrut să țină cont de toate acestea. Sau putem să luăm exemplul lui Esau, despre care scrie în Cartea Evrei, la capitolul 12, începând cu versetul 16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a îndreptând născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar cocerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe. Ce trist! Să se ajungă în situația lepădării. Doar păcatul cu voi aduce oamenii în starea aceasta. Când nu se mai acceptă nicio jertfă de ispășire, când cei în cauză au bazocorit sângele legământului și pe Duhul Harului, cum scrie în Evrei 10, și nu mai pot fi aduși la pocăință, cum scrie și în Evrei 6, ei răstignesc din nou pe Fiul Dumnezeu, ceea ce nu se mai poate a doua oară. Domnul să aibă milă și să nu îngăduie pe nimeni să ajungă situația asta și Domnul să dea pricepere și cei ce ne aud și cei ce încă nu au trecut de linia aceasta roșie să se întoarcă la Domnul care încă mai poate avea milă de ei. O a treia aplicație. Împietrirea. Este starea când omul nu mai poate face voia Domnului și rămâne sub pedeapsa judecății lui. Aici avem de-a face cu oameni care, și dacă sunt îndemnați să se pocăiască, nu mai pot, așa cum a fost cazul lui Faraon, care până într-o fază încă putea să opereze în inima lui. Dar de la un moment dat, inima a devenit împietrită, s-a pietrificat. Și chiar în înțeles fizic, dacă avem o piatră, ea nu poate să fie prelucrată, nu putem să o frământăm, nu mai este maleabilă. De aceea, imaginea asta de pietrificare. Așa s-a întâmplat cu cei din Canaan, care umpluseră cupa nelegiuirii și despre care vă citesc în Cartea de Deuteronom, capitolul 2, versetul 30. Dar Sihon, împăratul Hezbon, n-a vrut să ne lasă trecem pe la el, căci Domnul Dumnezeu tău i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. Cananiții, așa cum i s-a spus lui Avram în Geneza 15, au fost îngăduiți de Dumnezeu generații, generații. Dar la un moment dat au devenit atât de imorali, pentru că imoralitatea izvorâtă din idolatria lor imorală a fost capul de acuzare principal pentru care Dumnezeu a hotărât nimicirea lor, au fost în starea aceasta de împietrire și n-au făcut, cum știți, pace cu Iosua decât gabaoniții și ei cu șiretlicul lor. Despre astfel de situații vorbește Domnul și scrie Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, și cum scrie în versetele anterioare, nu vrea să vină la lumină și continuă să trăiască în întuneric, adică în păcat,
nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Când cineva se pocăiește, mânia se retrage. Dar cei ce continuă să păcătuiască ajung de la un moment dat încât nu doar că voia Domnului nu mai le este favorabilă, dar nici măcar voia lor nu mai este una pozitivă și nu mai poate să devină pozitivă. Spun din nou să ne păzească Domnul de așa ceva. Și o a patra aplicație, sau al patrulea principiu, am putea defini, Domnul nu face tot ce cerem noi, uneori fără pricepere, sau ceea ce este în total dezacord cu voia Lui. Totuși, putem să-L întrebăm referitor la ceea ce îngăduie, de ce îngăduie dacă nu vrea să țină cont de voia noastră, de ce nu-L putem îndupleca. Cazurile ca cele descrise în cartea Iov, în care Dumnezeu n-a ținut cont de cel neprihănit, de dorințele Lui, nu pot fi înțelese întotdeauna de noi. Dumnezeu are o perspectivă eternă. În Iov citim în capitolul 6, versetul 9, de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, sunt cuvintele lui Iov, întinde-și mâna să mă prăpădească. Ar fi vrut să termin. Aștepta sfârșitul. Dar Dumnezeu nu a procedat cum a dorit El, nici cum a dorit înainte, nici cum a dorit atunci. Scrie apoi în 7:15, sunt tot cuvintele lui Iov, ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Și din nou Domnul nu a făcut cum a vrut El. Scrie mai apoi în capitolul 9, versetele 23 și 24, nu, 9, 19. Oh, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Oare cum aș putea spune că dorința asta a fost ascultată, că a rămas scrisă cartea? Da. Tot el zice mai apoi, vă citesc din cartea sa, din capitolul 42, versetul 3. Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep. Cum să priceapă ceea ce a zis Dumnezeu în 48? Vrei să nimicești până și dreptatea mea? Ce era drept aici Dumnezeu? După înțelesul nostru, am spune nu. Dar Dumnezeu a afirmat El și foarte concret că a procedat corect. În raport cu ce? Cu cine? Cu legile sale? Cu veșnicia? Cu oamenii? Cu demonii? Luate toate într-un ansamblu? Cred că da. De aceea suntem sfătuiți în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, cu referire la rugăciune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. De aceea este indicat, mă refer la cei credincioși, să cerem, să îndrăznim la Domnul. Îi spune Dumnezeu la un moment dat lui David, de ce n-ai mai cerut? Ce-aș fi dat? Dar să se încheie rugăciunea noastră ca a Domnului în Ghețiman, Doamne, dacă nu voi să ții cont, să îndepărtezi un pahar, facă-se voia Ta. Și vom vedea pe ansamblu că sunt lucruri în care Dumnezeu a ținut cont de noi, ne-a fost favorabil, ne-a ascultat și altele, asupra cărora Dumnezeu nu revine, cum i-a zis lui Moise, nu mai vorbi despre asta. Sau cum i-a spus lui Pavel, oprește-te, țepușul acesta îți va rămâne. Dar Dumnezeu tot drept a fost, s-a justificat.
Așa cum a întrebat Ezechiel, scrie în capitolul 9 și în capitolul 11, Doamne, vrei să nimicești? Și Dumnezeu i-a dat răspuns. I-a spus că planurile sale continuă, dar cetatea e vinovată, oamenii n-ascult. Deci Dumnezeu este drept în toate căile Lui și fără vină. Este bun, este așa cum s-a descris pe sine. Așa cum am învățat din prima lecție, că Dumnezeu acționează în baza caracterului Său. Și caracterul Său prevede și favoarea asta pentru noi, că se îndură, că amână pedeapsa, că între timp ne putem pocăi, că ne putem întoarce la El. Și că are în scopul Său mare veșnicie. De aceea spunea Domnul Iisus, citesc din Luca de la capitolul 9, începând cu versetul 23, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să mă urmeze, să-și ia cruce. Și scrie în continuare, de fapt asta vreau să punctez în mod principal, fiindcă oricine va voi să scape viața, noi avem tendința să vrem să trăim, întotdeauna să fim sănătoși. Dar unul este riscul să ne-o pierdem ulterior. Și spune Domnul, și ce-ar folosi să creșteți toată lumea dacă s-ar părpări sau s-ar pierde pe sine însuși? Că urmează să vină Fiul în slava Tatălui. Deci Dumnezeu are în vedere perspectiva veșniciei. Eu m-am rugat când am trecut prin situația grea cu soția, Doamne, dacă este ceva ce ține de noi, de pocăința noastră, dacă este ceva ce ține de mijlocire, de oameni care să stăruiască înaintea Ta, ascultă-ne. Și Dumnezeu ne-a ascultat și a lungit zilele până la o vreme. Dar am spus și următoarele cuvinte în rugăciune, Doamne, dacă ceea ce cerem noi n-ar fi bine pentru eternitate în perspectiva împărăției Tale, lucrează după tot înțelepciunea Ta. Și cred că Dumnezeu a avut în vedere, pe de o parte și în parte, viața noastră aici, dar în ansamblu și în mod măreț, veșnicia, în numele Lui să fie slăvit. Să încheiem cu două idei, așa ca de obicei. În primul rând să nu uităm că putem să-L înduplecăm pe Domnul și El să ține cont de voia noastră. Dar asta cu neprihănire și cu mijlocire. De aceea să nu ne scuzăm atitudinea de indiferență și lipsă de iubire prin a pune totul pe seama voii Domnului când noi nu împlinim voia Domnului. Să nu fim ca și Eli, despre care am citit în 1 Samuel 3:18, acesta este Domnul să facă ceva crede și el n-a făcut ceea ce trebuia să facă. Ce diferență între el și cuvintele lui Ioab de pe front adresate fratelui său Abishai în 2 Samuel la capitolul 10, versetul 11 și 12. Dacă sirenii vor fi mai tare decât mine, să vină ajutorul meu, și dacă fiul lui Amon vor fi mai tare decât tine, voi veni eu să te ajut. Fii tare! Și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Și abia după ce noi ne-am făcut partea, a zis ca și el, și Domnul să facă ce va crede. Deci, să nu ne grăbim să spunem în mod simplist și poate chiar nepăsător, fac-se voia Domnului. S-a făcut voia Domnului. Uneori voia Domnului ține cont de voia noastră, de atitudinea noastră. De aceea spun într-o a doua și ultimă idee, întrebarea cine știe trebuie să se regăsească în inimile noastre, că este biblică. Este întrebarea celor din Ninive, întrebare pusă de profetul Ioel în capitolul 2 în poporul Israel. Chiar dacă s-a rostit sentința, mijlocitorii trebuie să-și facă datoria și noi să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, 2:12, dar chiar acum, zice Domnul, întoarce-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Tocmai datorită caracterului Domnului putem noi să intervenim, să mijlocim. Tocmai datorită felului de a fi, El uneori ține cont de voia noastră. Cine știe
dacă nu se va întoarce și nu se va căi. Cine știe dacă nu se va lăsa după el o binecuvântare, darul de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, vestiți un post, chemați o adunare sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copii și chiar pruncii de la țâță să iasă mirile din cămara lui și mireasă din odaia ei. Preoții și slujitorii Domnului să plângă între tindă-ți altar, să zică: Doamne, îndură-te poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de bajocoră poporilor, pentru ce să zică pentru neamuri unde este Dumnezeul lor. Da, iată ce atitudine ar trebui să avem. Și mai adaug doar un citat, Evrei capitolul 13, versetele 20 și 21, care am putea spune că este tot o rugăciune, ce în contextul acestei lecții este necesar. Am putea spune că este și o urare, o binecuvântare. Iată-o. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.